În timpul controalelor, inspectorii au evaluat corectitudinea practicilor comerciale privind utilizarea grăsimilor hidrogenate în locul produselor exclusiv pe bază de lapte, informarea corectă a consumatorilor, depistarea, sancționarea și diminuarea fraudelor în domeniu. A fost o activitate de control care a fost gestionată de către Ministerul Agriculturii inițial, cu reprezentanți de la minister, unde Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Buzău, dacă ne referim strict la județul Buzău, a fost, să spunem, organismul atras în aceste echipe mixte de control. Ele s-au desfășurat la nivelul operatorilor economici care desfășurau activitate în domeniul supus verificării, respectiv a descoperirii unor fraude mai degrabă alimentare. La noi, în 3 zile de control, au fost verificați 7 operatori economici și, din câte mi amintesc, la toți 7 au fost descoperite neconformități. Neconformități constatate atât de către angajații Direcției Sanitare Veterinare, de către inspectorii sanitari veterinari, cât și de colegii de la ANPC. Printre neregulile constatate se numără utilizarea în procesul de fabricație specialități pe bază de grăsimi hidrogenate, iar consumatorii sunt informați eronat prin sistemul de etichetare că utilizează produse obținute din lapte, brânză, cașcaval sau unt. Au fost într-adevăr descoperite situații în care anumite preparate cu brânză nu era chiar brânză, asta nu înseamnă că se folosea orice altceva și nu brânză, dar dacă ne rezumăm doar la un singur exemplu, spre exemplu în cazul unor plăcinte cu brânză. Una este să folosești brânză în sensul curent, cunoscut de toată lumea al cuvântului, și alta este să folosești, spre exemplu, brânză feta, unde este o componentă de brânză, unde are 20% brânză și 80%, eu știu, de origine vegetală, orice alte componente. Deci, repet, într-adevăr, controlul a fost efectuat, a durat 3 zile, în echipe mixte, condițiile în care s-a desfășurat, vi le-am precizat, au fost descoperite aspecte care țin de fraudă alimentară, dar fără să reprezinte, din punctul nostru de vedere, un risc la sănătatea publică, ci doar o înșelătorie, o denaturare a informațiilor către consumator. În continuare, unitățile prinse pe picior greșit se află sub supraveghere, iar dacă nu respectă normele impuse, există riscul ca acestea să fie închise.